schimbă estimarea de creștere reală pe care am avut-o la începutul anului. Acum mergem pe o estimare de 7% față de o estimare inițială de 4,3%. Mamă, o ține pe-a lui cu românii fericiți. Cresc toate, Vasilică, dar nimic nu crește cum cresc prețurile. De unde credeți că e umbra asta deasupra României? Au crescut prețurile, nu mai ajunge soarele la noi, ne-am îngălbenit la față. În clasele 5-8 am făcut gimnastică prima oară. Gimnastică sportivă, nu gimnastică artistică. Să nu vă imaginați că eram cu cercul. De exemplu, am fost primul care am făcut flacul. Mișcarea flic-flac este când te rostocolești. Flacul. Pot să fac flacul și acum, mi-am pierdut obiceiul, dar s-ar putea să nu mă țină mâinile și să... Da, da, Ludovic, bine, Ludovic. Nu, Doamne ferește, nimeni nu-și imaginează că erai cu cercul, Ludovic. Dar cu capul... Auzi, bă, să facă flic-flac. Stai naibii la un loc, vomiți pe vreun copil, acolo faci vreo nenorocire. Toți parlamentarii Partidului Național Liberal să susțină prin toate demersurile guvernul Partidului Național Liberal, ca niciun parlamentar al Partidului Național Liberal să nu facă vreun demers în Parlamentul României împotriva propriului guvern, indiferent de funcția pe care o au în Partidul Național Liberal, fără scuze cu constituționalitate și așa mai departe. Super, Vasilică! Ai dat-o pasta! În sfârșit, mă, ceva nou în originala noastră democrație. Scuze de constituționalitate! Adică, băi, fraierilor, să nu veniți, da, cu scuze de alea. Șeful, știți, nu putem, că așa scrie în Constituție și... Bă, firați ai dracu să fiți! Eu sunt Constituția voastră, da? Citiți, bă, niște cărți serioase, groase, nu broșurica aia. Auzi, da, e Constituție. Constituția... Te ajută la spor, bă, dacă e Constituția atletică, nu... Cei care accelerează această moțiune fără a aștepta decizia Curții Constituționale trebuie să știe că sunt responsabili pentru orice s-ar întâmpla în iarnă cu facturile românilor. Alo? Alo? Da, miliția logicii? Veniți, vă rog, să-l luați pe domnul, că își bate joc de toată lumea deja. Bă, un fel de foaie verde cal pătrat merge musca la arat. Cei care vor să voteze acum moțiunea sunt responsabili pentru facturile românilor de la iarnă? Tati, deci îl iei pe Aristotel, o iei pe măsa lui Aristotel și pe doi cu metri de ai lor și își prind urechile în logica lui Vasilică. Sau o fi în engleză, dracu, că el în engleză a băut. Ăsta a studiat.